După cum știți, astăzi este convocată această întâlnire ca urmare unei inițiative de organizare a unui referendum pentru transformarea municipiului în oraș. Această inițiativă aparține domnului profesor Adrian Iftimie, drept urmare îl invit la cuvânt pentru a susține inițiativa. Este promovat proiectul de hotărâre de dumnealui, întrucât eu și primăria municipiului Moinești nu am susținut acest demers. Vă rog, domnul profesor. Haideți să vă strămâni și altfel nu putem să da? Domnul profesor, vă rog. Unde? Aici în sală. Acolo, față, acolo, să nu vadă lumea. Da, aveți cuvântul. Aveți cuvântul, domnul profesor. Eu și-am cuvântul? Da. Problema are și ea. Mergeți acolo ca să vă vadă. Nu, mergeți acolo să vă vadă și capul. Vă fac semn roșu. Aici? Dar puneți-mi o întrebare. Deci am făcut demersul? Nu, susțineți-vă demersul, să înțeleagă oamenii din sală de ce ne-ați chemat aici. Vă mulțumesc frumos. Domnilor, eu, în calitate de inițiator acestui demers, am acceptat să fiu inițiator la cererea a cel puțin 30 de susținători care mi-a cerut să accept calitatea de inițiator, pentru că pe vremea aia, când discutam noi, știau, a zis ei că știți să scrieți, știți să citiți și noi vrem să vă avem ca inițiator. Am acceptat propunerea din următoarele motive. Și acum în discuțiile care le-am purtat atât cu cei care m-au ales ca inițiator, cât și ce a venit spre mine, știu că astăzi trebuie să răspund la niște pregătiri expre făcute de unitatea administrativă prin reprezentanții, la început doi au fost Ilie Viorel și mai nou noul primar Valentin Ghir. Când eu am cerut ca inițiator, m-am adresat cu o scrisoare domnului primar de atunci, m-a refuzat și mi-a dat un răspuns că trebuie așa, că trebuie așa. Am citit legea 3, în baza căreia am făcut acest demers și în care cei care au făcut propunerea să devenim municipiu, la acea dată au mințit și au cerut în numele cetățenilor și care conform legii trebuia să îndeplinească
Vă 14 condiții. 16, domn profesor. 16, două sunt, de-aia am zis 14. Două ar putea să fie. Da. Între timp, s-a desfințat petrolul cu contribuția unor venetici care ne-au subțit. De fapt, noi suntem a doua oară trași în piept. Și am rămas acum să plătim un impozit la rante municipiu, dar n-avem nici jumătate din populația cerută. E bine să precizez, dar am să adresez întrebări celui care îmi va spune că pleacă judecătoria, că pleacă amnatul, că pleacă pe dragul să-l mă ia, că nu este adevărat, este minciună. În lege nu spune și nu se va întâmpla. Noi am avut ANAP și înainte de a fi municipiu. Noi am plătit taxe și înainte de a fi municipiu. Merg mai departe. Din cele 16 condiții câte se cer, nu îndeprim decât cu aproximativ două. Dacă nu mă credeți, lotul de aici, pe strada mea, pe fața liceului, și veți vedea ce canalizare avem. Duceți-vă la hangar, vedeți dacă au curent și apă. Duceți-vă Bideruț, duceți-vă la Băsiești, duceți-vă la Lunca. Să vină și pe Magura. Poftiți? Să fie Magura să vină. Să fie Magura să vină. N-am auzit bine. Și Magura să vină. Magura, și Magura să vină, bineînțeles. Și Lucăcioaia, și Lucăcești, și Găzărie, și Pestelin. Domnule, dacă vreți, în motivarea mea și am adus și precizat. Noi numai că nu suntem de un oraș mai, de Doamne ajută. Comunul trebuie. Nu numai. De la țară. Nici de un... Haide să ascultăm. Nu, dar mă întreb, în sensul că aștept să vin întrebările și îmi da voie să răspund. Noi, ca cetățeni plătitori de taxe, vom veni special până în 30% cu 31 martie. Atât. În rest, beneficii mai mari după lege. Cine spune că impozite și taxe noastre sunt mai mari ca la Comănești. Nu e adevărat. Nu dați răspuns, eu vă spun eu că nu e adevărat. Ca inițiator, am avut acolo un postelev, arhiv postel, e mort. Adică da. Mai mult, din municipiul Băinești, că încă suntem municipiu, a plecat, a confecționat cineva o cărțulie în care arăta că Comăneștiul plătește taxe mai mari ca noi. Minciună! Eu personal, și n-am să vorbesc acum despre mine personal, despre, că nu pentru asta ne-am adunat. Mi s-a luat chirii, în mod abuziv. Eu cu problemele veste mele le rezolv personal. Aș vrea să amintesc aici că dacă din cele 16 condiții cerute numai două ori, în rest niciuna nu se îndeplinește. Prin legea 3 se prevede drept de a iniția referent. Am fost respinși. De 2 ani de zile am fost dat în judecată. Și acum în șef.
așa de nevoiești, domnule, de la care au fost, că el a început, Ilie, nu domnul Ilie. Și am ajuns la concluzia că a trebuit până în prezent să dau de 6 ori declarații, numai că domnii n-au fost informați. Eu cu meu vestul n-am luat nicio semnătură, nu am venit prin casele dumneavoastră. Au venit alții. S-au făcut 2 verificări, unul de Teliță și unul de Cășunea. Și am fost reclamat ca să scăpe de mine, de către fostul primar, care a ajuns senator. De altfel, dosarul dumneavoastră, mă rog, i-a dat curs în alta curte, că am, cu 6 acuzații mi s-a adus, că am completat electoratul, că și dumneavoastră care sunteți aici, scurați-vă și spuneți că eu am venit și v-am portat, că v-am influențat, că v-am obligat, că v-am plătit eu. Scrie negru pe alb acum. Formă. A reclamat domnul Valentin Vier cu aceleași acuze. Rezultatele sunt consemnate în hotărâri. Pe mine m-a salvat singurul care intra și trebuia să stea la pușcărie după ei, era Parfenie Ion. Vorul mai era Șolomponea, mai era, o să vi spună dumneavoastră. Și am rezistat apărându-ne. Cine crezi că ne-a scos de la pușcărie? Oana Schmidt, actualmente în Ministerul Justiției. Ne-a scos Petru aia sau Petru Carla de la Bacu, procuror general pe județul Bacu. Păi mi-a scos curtea de apel. Că noi nu am avut calitatea de demnitar ca să legitimăm cetățenii și să-i verificăm pe buletin. Eu nu puteam că nu vedeam nici ceilalți ai mei, n-au făcut niciun. Ne-a dus în eroare, ne-a dus în eroare. Este acolo o persoană care, mă rog, o să cadă măgăua aia pe ea, că am falsificat 221 ani semnături. S-au făcut 2 verificări și nu s-a găsit nicio greșeală. Se va intra pe Băgașul Lege. Dacă vreți, eu vă aduc. Poți cei care au vrut să vă bagi în pușcărie, n-au reușit și vă răspund în fața lui. Pentru dumneavoastră, alte beneficii nu vă vin prin schimbarea rangului decât se vă reduce de 2 ori câte 10 și pentru 31 încă 10 impozite care au plătit. Știu că mai aveți multe întrebări, dacă aveți, vă rog să mi le puneți. Am zis ceva rău de toți, nu vrei să vorbiți. Dacă nu le convine, facem comună, doar. N-am auzit bine, zici ceva tare. Că eu trebuia să fiu arestat. Cum ați citit legea 3, cele 16 condiții? N-am auzit bine, faptul. Cum ați citit legea 3, dacă nu vedeți? Fiți mai tare unul. Adresați întrebarea încă o dată, domn profesor, da. Cum ați citit legea dacă sunteți nevăzător? Cuvântul ăsta v-a spus doamna.
Doar asta trebuia să fie la sediu. Doamne, domnul Farcea. Doamne, bună. Doamne, bună. Doamne, mai spuneți o dată întrebare. Domnul, plătești impozit, dar certificat de nevrânzător. Deci cum a văzut să fie atât legat? A făcut-o pentru cetățenii orașului. Domn. Dar îi vorbea să dați servicii. Dar poate servicii. Dacă nu se despărtită lumea, ne trage din banii noștri. Nu mai încerca să manipulați lumea, domnule primar. Domnul primar, 21 județului. Leca, o mizerie socială suntem. Că ne comparăm cu orașul Comănești odată. Ne comparăm cu orașul Comănești odată. Cartiere unde v-ați născut, care arată ca în jungle. V-ați adus gașca, ei sunt plătiți acum, trebuie să fie în birou. Eu sunt primar. Să stea la serviciu acum. Domnul Vieru, vă pot comunica că v-a venit adresa de la Nota Curte, vestit. Judecat? Pentru fals. Pentru mai multe bani. Eu vorbesc doar pe documente când vin. Când se spune... Da, și pe semnături nimeni le-a semnat. Domnule, vă rog, vă dau afară din sală. Ce să mă dați afară? El poliția... De ce m-a dus când soția dumitare era conflict de interese? Și falsifica semnăturile la poliție. Dați, dați, trebuie să dau răspunsul. Vă dau răspunsul. Dau pe scaun. Dau pe scaun. Profesoara este declarată însoțitoare și răspunsul ăsta este că ați fost instruită greșit, mă așteptam să-mi puneți întrebarea. De aceea cer să aduc scrisul prin care să dovedeți că eu am dovedit prin lege care să am însoțitor. Și cu dumneavoastră mă voi judeca, este proces de greșit deschis în care ați pregătit oamenii. Ca să ia atitudine aici. Trebuie să mai vină ceva doi muncitori. Altceva dacă aveți, domnul. Ați spus. Domn profesor, altă întrebare. Domn profesor, vreau să ne spuneți. Acum, în ce stadiu stăm cu demersurile pentru referendum? Noi ne-am adunat aici să... Din cele spuse și comunicate în scris din domnul primar este aici. Așa. Barbele, citește hârtie. Ce mi-a scris domnul primar? Te rog! Dar nu am la mine. Du-te la mine acasă și adu-mi. Domnul primar mi-a spus că a privit proiectul și vrea să facă o dezbatere. Și legea care spune. Asta e dezbatere. Domnul profesor, am găsit una. Dați-o la domn să citească. Urmă zice că mină. Și așa m-a făcut. Citește-o. Domnul Barbie. Așa. Citește, domnul. Eu vă ridic și contencios, așa, către domnul Ieftime Adrian, cu domnul Cemul Ciucu Mănești, strada Vasile Alexandrei, bloc 5, apartamentul 22, județul Bacău. Unitatea administrativă teritorială a municipiului Mănești, reprezentată de primar domnul Valentin Vieru, cu sediul municipiului strada Vasile Alexandrei, numărul 4, județul Bacău, vă comunică faptul că proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Moinești pentru schimbarea localității din municipiul Noraș este în procedură transparență decizională conform legii 52-21 din 01-2003 privind transparența decizională în administrația publică. Dezbaterea publică va avea loc în data de 22.01.2019, ora 12, în sala de ședință a primăriei municipiului Mănești, pentru consultarea publică, prin care se urmărește stimularea participării și implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local. Ce-i greșit? De ce noi? Ce-i greșit? Deci această adunare deci avem, are loc în urma demersului dumneavoastră. Da, m-a judecat până la curtea. De apel Bacău. Anunțul numărul 580-01-2019, raportul specialitate numărul 526 din 08-01-2019, spunerea de motive numărul 448 din 07-01-2013 și proiecte de hotărâre privind organizarea referendumului local
în vederea consultării cetățenilor din municipiul Moinești pentru schimbarea rangului localității din municipiu, un oraș, a fost afișate la data de 08.01.2019 pe afișierul de la sediul instituției la partierul clădirii din strada Vasile Alexandri. Deci anunțul a fost publicat în ziarul Deșteptarea Bacău din data din 10.01.2019. Deci s-au făcut toate demersurile. Deci legea întocmeală, am respectat? Am respectat exact legea. Urmează să avem referendum. Să avem noi facem. Ia-o ai barbeni, măi, unii. Ce atâta? Ce atâta? Da, mai am cineva o întrebare către domn profesor, vă rog, domnul Bezan. Domnule primar, doamnelor, domnilor, bună ziua. Îi reamintesc domnului profesor că alături de domnia sa trebuia să mai fie doi inițiatori. Catarin Nicolae a fost secretar al primăriei și Bortoș Petre Revoluționar de Moinești City. Revoluționar, da. Nu, ăsta i-am... Domnul profesor, a făcut cuvântul, acum are domnul profesor. Dar trebuie să-i mai spun. Imediat, când îți dau cuvânt. Da, da. Așteptat. Îmi cer scuze dacă mai un pic, dacă mai greșesc. În perioada 1999-2000, unul din inițiatorii în vogă la acea vreme a fost domnul Cacamea. Dacă vă aduceți aminte, era cel mai era prezent între primăria Moinești și Bacău, pe lângă Repenciu, pe lângă domnul senator, dar i-a fost Dumnezeu să lerte, Moinești să ajungă municipiul final. Vă reamintesc cu o situație puțin mai delicată, domnul senator, dar domnul spiciu pentru a deveni Moinești în municipiu, în viața Moinești, în stilul la dramatic, pentru că un asistent acolo sunt de aghiotul. Fiecare apreciere, ce vrea și cum vrea, și știu ce spun, că am asistat la alături de domnia sa a fost domnul Catană. Finalul la acțiunea de a deveni Moinești în municipiu. Majorat dublat de salarii. Primar 24, viceprimar 24, secretar 23. La consilieri li s-au dublat indemnizațiile. Restul, Dumnezeu cu mila. Aceeași majorare, în limitele legii, la noi taxele și impozitele la plătitori. În altă ordine de idei. Trebuia să încep cu o întrebare, dar o revinam. Și eu am două întrebări, domnul primar. Dacă așteptați, termini cine ia cuvânt. Scuzați-mă. În accepțiunea mea, era bine dacă erau invitați următorii. Prefectul sau un din subprefect care să le reprezinte la această ședință. Doi, conducătorii unităților de învățământ la nivelul Moineștiu. Pentru că au un cuvânt. Sunt aici. Avem 6 școli generale, 2 licee și grădinițe la prevenție. Sunt aici școlile generale, doamnele de regulă. Continuăm, mai avem 4. Succes în municipiu. Am 3 întrebări. Industrie. Două licee. Cele două licee. Așa, curvă, era bine dacă erau invitați. Președintele judecătoriei Moinești, președintele procurorului. Am adresat și invitație și la parohie și la toate instituțiile publice. Poliția statală. Poliția eu sunt de la CAR-uri pentru că sunt vectorii care pot transmite informații la persoanele în vârstă din Moinești și nu numai. În altă ordine de idei... Ați auzit că a fost afișat și în... pe afișierul primăriei și în deșteptarea. Plus că am convocat prin aparatul de lucru de la Consiliul Local toate instituțiile publice. De dovadă, școlile sunt aici, poliția nu știu dacă în referire la ele, cred că erau bine de invitat, elevi din ultimii ani de învățământ, anul 3 și anul 4, pentru că sunt cei care vor prelua ștafeta. Mâine, poi mâine, răspoi mâine. Trebuie să fie formați ca cetățeni. Care, mă rog, fiecare nu vreau să preia etichetarea domnului Iohannis, 40% analfabet funcționat. Deci s-a devedeș. Tableta și în rest tabula rasa cultură. Mergem mai departe. La referire la calitatea de municipiu, reiteresc și astfel domnul profesor. Canalizare de Miclească, Dumnezeu cu mila. Străzi neasfaltate... Pune ai canale de alimă pe Miclească, că tot nu este. Nu este, domnul profesor. Dacă mai Canalizare în alte zone la același nivel.
Porn. Moinești a fost declarat stațiune balneoclimatică. Adică... Nu, stațiune de interes local. Mă rog, acum am de publicitate. N-aveți la dreptate, domnul. Eu am ascultat aici... Domnul profesor, v-am ascultat cu toții. Aveți răbdare să termin. Mulțumesc. Pe fiecare izvor în parte, nu există nicio mențiune scrisă pentru ce vor, pentru ce afecțiuni se pot folosi apele respective. Dacă vrei, vă spun o chestiune. În luna septembrie, una din fiicele nașei mele, care este manager la o facultate din Canada, a venit cu soțul și copii și voiau să vină la Măinești în stațiune. M-a întrebat nașa mea, să vină sau să nu vină. Unde să vii, ce să vezi, unde faci tratamentul respectiv, hotelul arată cum arată. Și trebuia să fie inaugurat la data de 8 septembrie 1990. Reamintesc celor care știu, dar celor care nu știu să-și noteze. Trebuia dată în folosință. Arată cum arată. Apropo de treaba asta, domnule primar, în toamna anului trecut a fost amenințat de soția cuiva din Moinești, oricât vă veți strădui dumneavoastră, nu veți obține finanțare pentru punerea în funcțiune. Așa, se aude. Asta e viața. Așa este, vă confirm. Încă, mulțumesc. Dar spuneți cine e soția? Știu. Doamna doctor, doamna doctor, medic, nu doctor. Doamna doctor Cotărleț, da. În biroul meu și în secretariat, a spus că îmi promite că niciodată nu voi face nimic din această clădire. În biroul primarului municipiului. Deci noi împotriva noastră. Ca să știți. Dar cum i-a dat ăsta spitalul de sus? Domnul profesor, vreți să mai fiți ascultat în continuare și dumneavoastră? Da, mă iertați că am foarte multe întrebări. Ce să fac? Vă acceptăm asta. Un alt aspect care deranjează și ar trebui să știe toată populația Măineștiului este următoare. Este următorul. La data, ați confirmat și dumneavoastră la o ședință din toamnă, la data de 1 ianuarie 1990, primăria Măinești, cu 24.000 de locuitori stabili și între 26.000 care intrau zilnic în Măinești, avea 26 de salariați. Cu acceptul dumneavoastră, vă reamintesc, suma enunțată la ora actuală sunt 200. Și populația este... Atunci a spus 14.000, ulterior ați revenit și sunt vreo 16, de la 16 la 24. Cei 100 și vreo 75 de salariați. În afară de a fi prezenți pe statul de plată, că dacă veniți dimineața și invit pe toți, vă uitați în curtea primăriei, până pe la 9:30, 10, grupulețe, dar trecuți pe statul de plată. Aia nu după sunt salariați, sunt ajutor social. Sunt aia care salariați, am ochiul format. Acolo sunt după ora 13-14, aceeași situație până pleacă acasă la ora 16. Cred că un pic de ordine trebuie făcut. Aveți consilieri juridici în primăria Moinești, toată lumea a terminat dreptul. Aveți oameni de bază, dumneavoastră când dați calificativele, respectați cele două principii, principiul competenței și principiul... Domnul, vorbim de referendum, ați zis competențe. Nu, vorbim de referendum. Hai să facem referendum, e dezbaterea ce are loc astăzi. E vorba de salarii pe care îi plătim. Să faci gomul de acum că e plătitor sau nu-i plătitor, dar stau pe banii noștri. Ați lucrat și dumneavoastră la primărie între cei 200 într-o perioadă. Are importanță. Discutăm la timpul prezent. V-ați la timpul prezent. În altă ordine de idei, pe zi ce trece viața, este din ce în ce mai, să folosesc un termen generic, să înțeleagă lumea, spre nivelul mediocru și al sărăciei. Doar în Moinești? Eu vorbesc de Moinești că discutăm, n-am spus că discutăm de referendum. Ca atare, ce facem, ce-i de făcut, eu nu o să spun, facem votați așa pentru împotriva sau pentru a schimba statutul Moineștiului. Dar pentru mine Moineștiul nu prea are calitate. În primul rând, juridic, Moineștiul nu îndeplinește condițiile de municipiu. Din toate punctele de vedere. O dată, de două ori. Nu o să influențeze electoratul în măsura în care se va desfășura. Votați pro sau contra. Însă, consider că, din punct de vedere juridic, mai ales că cetățenii îl vor, să se stabilească o dată pentru totdeauna. Pe vot, nu cum s-a produs în anul 2000, se vrea municipiu sau se vrea oraș. Și atunci discutăm altfel. Așa sunt multe probleme de discutat. Însă toată lumea să știe cum s-a plecat de s-a ajuns la Moinești, să ajungă municipiul. Oricum noi municipiul. De rest, succes și un an bun la toată lumea. Mulțumesc și m-ai ajutat. Altcineva, dacă mai. Vă rog, domnule. Domnule, chiar dacă Moineștiul ăsta acum ar fi cel mai modern oraș din lume, nu trăim într-o dictatură.
Trăim într-o democrație. Deci dacă un grup de cetățeni au căzut de acord, au strâns niște semnături, da? Și vor să facă un referendum, noi nu putem să le blocăm. Nu putem să blocăm acest pentru că este o cale democratică. În momentul când venim în alte țări să țin câte 10 de referendum sau 20 pe an. Pentru că cetățenii se unesc și vor binele orașului ăsta, sau, dar noi acum nu putem fi împotriva unui act democratic. Vreau să spun că pe acel tabel am semnat chiar eu, consilier de municipiu. Am semnat pentru referendum. O venit la mine, domnule, noi vrem un referendum. Nu am semnat pentru că să fie municipiu sau să nu fie municipiu. Am semnat pentru referendum. Și vreau să spun că nu sunt nici de partea domnului primar, nu sunt nici de partea domnului Iftime. Dar e o cale democratică. Nu putem să le punem la acești oameni bețe în roate pentru o cale democratică. Eu vreau, dacă acest referendum are loc, e foarte bine, asta arătăm lumii că suntem democrați și nu dictatori, și fiecare dintre noi, indiferent la ce societate e cetățean al orașului, să aibă posibilitatea pe vot să se exprime, da? Deci să se exprime. Eu vreau municipiu. Dacă ea vorbea municipiu, gata, va fi municipiu. Dacă vor oraș, va fi oraș. Dar pentru ce să blocăm un referendum în democrație? Atât am avut. Mulțumim, domnule. A cineva blocat, domnule? A fost cineva care... Păi văd, dacă e de 2 ani de zile oamenii ăștia, de 2 ani de zile, ce înseamnă asta? De 2 ani de zile primesc aceleași adrese pentru a iniția acest demers pe care îl facem astăzi. Și aș citi dumneavoastră acea adresă pe care am trimis-o. Spuneți dacă ceva este în afara legii din acea adresă. Acea adresă nu e prima dată trimisă acum. A mai fost înștiințați să-i cine are dreptul și cine poate iniția un proiect de hotărâre. Eu dacă nu susțin ca și primar sau altcineva din Consiliul Local sau aparatul de lucru al primarului, nu susțin acest demers, vedeați normal să inițiez eu acest proiect de hotărâre? Nu. Cel care este interesat. Drept urmare, astăzi are loc această dezbatere publică, așa cum prevede legea. Transparența decizională prin dezbatere publică, după care urmează, probabil, în proiectul de hotărâre să fie supus aprobării Consiliului Local. Dar pentru că am această intervenție, am să aduc câteva argumente la ceea ce spunea domnul profesor sau care susține acest grup de inițiativă. Și aș începe prin demersul care s-a făcut acum 20 ceva de ani în urmă. Într-adevăr, a fost un demers al unor parlamentari cu conducerea din acea vreme. De ce? Pentru a obține în acest oraș această judecătorie care funcționează astăzi, parchetul, sediu pentru șomaj, ca să spun, AGOFM mai este denumirea oficială, dar ca să știți cu toții că toți șomerii din Moinești, din jurul Moineștiului, vin aici la Moinești, APIA unde se depun cererile pentru subvenții, casa de pensii, câte detașamentul de jandarmi, pompierii care nu sunt ca într-un oraș organizat într-o formațiune. Și pompierii din Comănești, și pompierii de la Brusturoasa, tot de Moinești aparțin toți. Aici este sediul fostului raion, fiind considerat și o regiune. Spitalul Municipal de Urgență. Se cheamă Spitalul Municipal de Urgență. Când se va chema Spitalul Orășenesc de Urgență, nu mai există nici calitatea de urgență, nici calitatea de spital. Vă rog frumos, am cuvântul eu acum, da? Nu mai mințiți oameni. Vă rog frumos să vă spuneți cuvântul atunci când îl veți primi. V-am dat ocazia, nu ați luat cuvântul. Așadar, toate aceste argumente au stat la baza schimbării de destinației de municipiu de la acea perioadă. Și pentru că vorbim de municipiu, vorbim de stațiunea turistică. Am spus tuturor că atunci când devii stațiune turistică, nu vor fi autocarele la intrarea în oraș cu turiști să viziteze stațiunea turistică. Avem istoric cu stațiune balneoclimaterică. Până anul 1964, Moinești a fost stațiune balneoclimaterică și au fost puse în valoare acele izvoare care se află în Parcul Băi. Acum se lucrează la întocmirea unui raport în ceea ce privește proprietățile acelor izvoare, nu pot afișa acolo după povești aduse din istoria izvoarelor. Nu, trebuie să afișez așa cum să afișez raportul ce va proba aceste calități ale izvoarelor. Acum am depus din nou la Ministerul Sănătății documentația pentru a deveni stațiune balneoclimaterică, așa cum a fost 35 de ani aproape. De-abia atunci putem accesa fonduri
guvernamentale și europene pentru ca să investim în acces către clădiri, clădiri de interes turistic către acest hotel. Până atunci stăm cu el așa cum am stat atâția ani și nu există nicio axă de finanțare, că dacă ar fi existat, oricine a fost primar își dorea să finalizeze această clădire. Vă spun că această clădire a fost depusă la Compania Națională de Investiții pe axa de sănătate, a primit aviz negativ de la Ministerul Sănătății, n-am cerut dotarea cu paturi, ci am cerut transformarea într-un centru balnear de recuperare, așa cum susțineți cu toții de aici din sală, din oraș, și nu ne dorim, cred că, transformarea unui market acolo sau unei altfel de clădiri cu altă destinație, ci ne dorim un centru de recuperare pentru a trata pe cei care sunt suferinți și cu boli care trebuie să meargă în alte localități din țară sau chiar din străinătate. Iată că de-aia am devenit stațiune, a fost primul pas. De-aia ne dorim stațiune balneoclimaterică. Dar cine a primit acest titlu, să nu credeți că de a doua zi a avut turiști cu miile și a avut o dezvoltare cum n-am mai avut altă localitate din țara asta. Vorbeau inițiatorii despre impozite și dădea comparație cu Omănești. De aia, nu întâmplător pe ecranul din fața dumneavoastră, sunt câteva impozite. Sunt luate de pe site-ul primăriei Comănești, dacă vreți mai iau și de la alte orașe. Fiecare își stabilește marja între acele procente de 0,08 și 0,2. Vedeți că Măineștiul are 0,11, Comăneștiul are 0,115. Și dacă mergem mai jos, un apartament de 53 de metri pătrați în zona A are impozitul la Măinești 174 de lei, la Comănești 174. Este egal, e mai mic sau mai mare? Mergem mai jos, un apartament cu două camere în zona B, 113 la Măinești, 113 la Comănești. Mai jos, vedeți că toate sunt egale. Cine spune? Consiliul local stabilește impozitele și taxele locale. Nu contează rangul, dacă ești municipiu sau oraș. Vedeți și dumneavoastră pe ecran, sunt documente publice, le puteți lua oricând, contestate și așa mai departe. Da, mergem mai departe. Mergem mai departe, n-am terminat, domnul profesor. Pentru clădiri nerezidențiale. Noi aplicăm 1.03, Comănești 1.05. Ca să vă dau exemplu în oraș, nu că am ceva cu Comănești, poate să fac cât vrea. Dar uitați cât plătește la Măinești 130 de lei, uitați cât plătește la Comănești 150. Dacă mergem mai jos, alt fel de clădiri, 130 la Măinești 195. Sunt mai mari la Măinești impozitele? Sunt publice, verificați-le cine vreți să vedeți dacă sunt reale sau nu sunt reale. Venim și la metru cub de apă, pentru că suntem... Domnule, dar lăsați-mă să vorbesc. Când aveți cuvântul, vorbiți ce vreți dumneavoastră. Dar vă răspund pe loc și la apă, da? Suntem într-un proiect master plan pe apă și canalizare. Astăzi, Moineștiu are două stații de epurare care au costat 13 milioane de euro. Dați-mi exemplu la Comănești, unde e stația de epurare? Eu nu pot să vorbesc în continuare dacă vreau să aveți atitudinea asta. Domnule, sunteți de acord să continuăm așa? Nu. Haideți să ne ascultăm pe rând, dacă vreți să ne ascultăm. Vreți da? Apel la pagul este 380. Cum vă explicați că e 8? Domnilor, continuăm așa? Nu. Domnule, fiți, aveți un comportament civilizat. Asta suntem în public, în public ne supunem majorității. Eu cred că trebuie să ne ascultăm pe rând. Domnule, vă dau afară din sală, vă spun încă o dată. Veniți și mințiți la eu, la infinit. Domnule, face acuze unde vrei dumneata. Domnul, chemați domnule poliția să-l dea afară din sală. Da, păi dacă aveți comportamentul ăsta de civilizat, dar oamenii, sunteți de acord să avem asemenea. Te rog frumos, așteaptă să vă dăm și voi afară, nu pe noi. Care e voi? Nu e singur. Domnule, domnul, dar să vorbească, domnul, dar nu-l las eu să vorbească, dar să-i vină rândul. Vă las pe dumneavoastră și pe toți, că de asta ne-am. Dar așa, în orice sistem nu se vorbește toată lumea și nu ascultăm ce spunem, da? Dacă are acuzații la adresa mea că am mințit, să se ducă la organele drept să cerceteze acest lucru. Eu susțin ceea ce spun astăzi aici și nu numai eu. Dar comportamentul și a dumneavoastră și a celui din sală nu este cel care ar fi cel mai decent în situații de astea, da? Și privitor la master plan, vă spuneam că avem două stații de epurare de 13 milioane. Dacă nu ne asociam cu Consiliul Județean și cu celelalte localități, Dărmănești, Târgovna, Onești, Bacău, n-a fi fost. Comănești nu este asociat azi, n-a făcut un metru de canalizare. Noi avem un master plan implementat și avem pe al doilea, care este în stare de proiectare acum, și cu canalizare pe Micleasca, și pe Măguri, și în hangari, unde mai este de... A avut hanganii odată canalizare. Din acest motiv astăzi sunt acele străzi acolo, pentru care am depus proiect și unul din ele este
în procedură de licitație la Compania Națională de Investiții, strada Alexandru Ioan Cuza și urmează și 1 mai. Nu se pot întâmpla toate peste noapte, pentru că sunt demersuri, vedeți cu toții de când se chinuie statul român să facă o autostradă, din cauza contestațiilor și a licitațiilor, suntem în stadiul în care suntem. Să știți că nici noi, municipiul Măinești, n-am fost feriți de aceste contestații și de refuzuri atunci când am avut proiecte depuse. Și vă spun că astăzi, ieri a fost licitația pentru anveloparea unui bloc aici în oraș, că accesat fonduri europene, e vorba de vreo 8 miliarde și ceva, blocul 10 la intrare în oraș, nu s-a prezentat nimeni la licitație. Ce să facem? Să aducem constructorii cu arcanul? Nu pot face lucrul ăsta, de aceea e o licitație publică. Și mă aștept în continuare să fie o prezență slabă la licitații datorită lipsei forței de muncă, nu în Moinești, în România. Știm cu toții câți au plecat. Și am susținut acest lucru în demersurile pe care le-am făcut vis-a-vis de taxa pe salubritate, de ridicarea gunoiului. Știți cu toții că suntem în prag de o nouă criză a deșeurilor. Asta nu datorită municipiului Moinești, pentru că mi se impune mie și Consiliul Local să achităm contravaloarea taxei pentru cei care nu sunt astăzi în oraș, sunt plecați la muncă în țară sau în străinătate. Dar suntem calculați și cu o datorie imensă acolo și ne-au notificat că de vineri nu mai ridică gunoiul și s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Ei, spuneți atunci, toți cei din primărie sunt vinovați că refuză plata pentru cei care sunt plecați la muncă în străinătate? Este obligat ăla care astăzi muncește în străinătate să plătească o taxă de salubrizare la Moinești dacă nu stă aici? Nu. Dar toate aceste demersuri le voi face în continuare alături de Consiliul Local și am menținut taxa mai jos decât în celelalte orașe. Mergeți și vedeți la Bacău, la Onești, la Târgovna, la Slănic. Taxa este 14,24 lei pe persoană. La Moinești a fost aprobată anul ăsta 12 lei. Este mai mică decât în alte localități. Încercăm să o strângem, să plătim, pentru că orice serviciu prestat către populație trebuie achitat. Așa cum fiecare își achită telefonul, așa cum își achită energia, gazele, lumina, trebuie să achităm și această contravaloare a gunoiului. Dar nu înțeleg cetățenii și nu e obligatoriu să achiți o dată pe an ca să fie o valoare așa de mare, ci se poate achita și lunar. 12 lei este o sumă care consider eu că în fiecare zi o mașină vine lângă blocul dumneavoastră cu șofer, cu doi muncitori, cu robinetă, cu motorină și acea societate comercială nu vine gratis, ce trebuie plătită. Și nu din altă parte decât în această taxă pe care o încasăm de la dumneavoastră. Mergând mai departe, vă spuneam de proiecte. Într-adevăr, sunt multe străzi de asfaltat, sunt multe străzi care sunt lipsite de apă și canalizare. Nu am stat degeaba, știți cu toții care vreți să vă informați, puteți afla de proiectele depuse, sunt semnate proiecte de aproximativ 7 milioane de euro la această dată cu finanțare europeană. Liceul Grigore Covălcescu, domnul director, este aici, 2 milioane 100 de euro. Școala George Enescu, doamna directoare, este aici, 1 milion de euro. Este doamna directoare? Sediu DAS, fosta clădire Alcor, 2 milioane de euro pentru reabilitare. Școala Văsiești este în construcție, 1 milion de euro. Iată, lucrăm și la învățământul din municipiul Moinești. Copiii noștri, așa cum spunea, că sunt astăzi elevi, dar vor în viitor să se întoarcă în acest oraș și copiii lor trebuie să vină la o școală unde condițiile să fie decente. Mergând mai departe, am depus acel proiect pe mobilitate urbană, 14 milioane de euro, pentru reasfaltarea tuturor zonei urbane, trotuarele schimbate, incintele de blocuri care știți cu toții cum sunt. Credeți că din bugetul local și din 133 de lei impozit pe un apartament se pot face lucrări de 10 milioane de euro? Nu. Drept urmare am depus aceste proiecte și sunt în derulare la ADR, la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții, master planul pe apă și canalizare, urmează licitația pentru proiectare. Vă spuneam că vor fi cuprinse toate străzile care au rămas fără apă și canalizare. Dar puține străzi mai sunt astăzi fără apă. Nu știu cine nu are apă. Doar acele locuințe izolate la marginea schelei sau nu mai știu pe unde, construite fără autorizație cu zeci de ani în urmă. Așa era sistemul atunci, s-a permis. Astăzi nu putem permite construirea unor noi locuințe acolo unde nu sunt utilități. Și vă spuneam că beneficiem de două stații de epurare moderne, 13 milioane de euro. De ce spuneți că e scumpă apa? Mergeți în tot județul să vedeți cât este apa. Este un preț unic la apă. Nu este mai ieftin în altă parte. Singurul care nu face parte din această asociație a județului este orașul Comănești. Pentru că i-a convenit să curgă apa de la Ciobănuși direct în casa omului. Dar unde se duce canalizarea? În Trotuș și în Urminiș, în cartierul Zăvoi. Ca să știți cu toții și acest lucru. Cei care am muncit și am făcut proiecte, avem stație de depurare, avem jumătate de oraș canalizat, avem aproape tot orașul cu apă.
să vedem celelalte orașe din jur, Comănești, Dărmănești, Târgocna, dacă au aceste lucruri. Nu le au. Vreți să devenim municipiu. Ce înseamnă asta ca și cheltuială acum din bugetul local? Pe de o parte, organizarea unui scrutin care nu este de colea, sunt niște bani. Pe de altă parte, ca toată lumea să schimbe cărțile de identitate, toate firmele să schimbe denumirea din tot ceea ce înseamnă cu municipiul să fie schimbat. Cine va suporta aceste cheltuieli? Cetățenii municipiului Măinești. Pentru ce? Pentru că astăzi este același impozit ca într-un oraș vecin, pentru că astăzi salariile sunt mai mici și vă demonstrez tot cu documente, vă rog să afișați acolo. Deci nu este aici pe ecran, nu este aici pe ecran salariul fiecăruia pentru că este confidențial. Dar acel coeficient îl puteți înmulți dumneavoastră cu salariul minim pe economie. Și dacă secretarul municipiului Măinești, primul de acolo, are un coeficient de 4,94, uitați-vă la municipiul Măinești, este 5,83, la Comănești este 5,41. Așadar este salariul mai mare la Măinești. Uitați-vă la Comuna Poduri sau la celelalte. Cât este salariul la un referent sau un șef serviciu? Dați mai sus. Vă dau, oricând, vă pun la dispoziție această situație și nu cred că îmi face bine în fața colegilor mei salariați să le demonstrez că au mai mici salarii decât la Comuna Poduri sau la orașul Comănești. Așadar, salariile nu se stabilesc în funcție de oraș sau municipiu, ci se stabilesc pentru coeficient aprobat de Consiliul Local. Iar numărul populației este stabilit acum după evidența celor de la statistică. Dar în ceea ce privește taxa la gunoi. Dar vă spuneam mai înainte și domnul Bejan, că e în cunoștință de cauză, că suntem undeva în jur de 16.000 de locuitori prezenți. Dar și cei care au buletin în municipiul Măinești, sunt toți cetățeni ai municipiului Măinești. Atunci când vin acasă, vor să aibă condiții, trăiesc în comunitate, să aibă strada făcută, să aibă canalizare, să aibă un strand, un cinematograf, un spital modern și așa mai departe. Cum putem face asta? Altfel decât dacă ne străduim să ne păstrăm ceea ce am câștigat, să mergem mai departe, pentru că nu avem nimic de pierdut, de câștigat dacă devenim oraș. Numai de pierdut. Vă spun eu că acolo unde mergem și la Asociația Municipiilor, unde sunt doar 130 de municipii, nu ca la orașe sunt sute și sute și nu i-a să asculta nimeni, eu particip la aceste adunări ale Asociației Municipiilor, președinte este primarul sectorului 3, domnul Negoiță, este într-un contact direct cu cei de la Guvern și de la Parlament și am promovat câteva legi cu ajutorul dumneavoastră, am modificat câteva legi cu ajutorul dumnealor, doamna director economic este aici, doamna de la juridic, am făcut propunere atunci când au venit și numai când Asociația Municipiilor se pot schimba anumite legi, pentru că la orașe sunt mult mai mulți membri. E o asociație mai mare și nu cred că are aceeași atitudine și aceeași implicare cum are Asociația Municipiilor, care reprezintă peste jumătate din locuitorii României. Eu vă stau la dispoziție în continuare cu întrebări, dar încă o dată vă rog să aveți un comportament civilizat, așa cum ne stă bine să participăm la o adunare. Vă ascultăm. Vreau să vă răspundă, a externat gazele, a externat curentul, a externat apa, a existat gunoiul. Dumnealor, în număr de 500, ce fac la primărie? Vă rog să ne spuneți că mă duc după două. Ce am externalizat noi? Curentul nu este în atribuțiile primăriei. Gazele nu sunt în atribuțiile primăriei. Dar de ce la Comănești? Vă rog frumos, mi-a spus întrebarea să vă răspund, da? Acum, la OMV spuneți modificarea contractului. Ori primăria Măinești a făcut un contract cu OMV-ul. Vis-a-vis de modul de lucru al OMV-ului? Există așa ceva, un contract în istoria primăriei Măinești? Nu. Acest lucru s-a stabilit la nivel național și se stabilește în continuare, nu prin contribuția primăriei municipiului Măinești. De apă, vă spuneam mai înainte că suntem asociați cu 90 de localități din județul Bacău. Au greșit 90 de primării și suntem noi cei care vrem să fim mai corecți ca ei? Nu. Am pliat acolo, am accesat fonduri de 17 milioane de euro, am implementat proiecte pe apă uzată, pe stații de epurare, care nu le au alte orașe, la ora asta, noi le avem. Iar pe partea de salubritate, într-adevăr, acolo sunt 93 de localități, 100% asociate în acest proiect pe județ. Vedeți Rompresul nu numai în municipiul Măinești, îl vedeți în tot județul, oriunde mergeți cu mașina. Cei care ieși văd. Este dialog, domnule primar. Eu am fost în sală aici, toți cei care au fost cu mine să spună.
A spus prea stațiunii că ați semnat 12 hotărâri prin care ați făcut contract. Ați spus, spre exemplu, la apă. Eu plătesc apă spartă, care curge pe stradă. Eu am dat în judecată dumneavoastră, pentru că viți dacă am făcut această propunere să deveniți dumneavoastră la apă, la buget, ați acceptat taxa. Oamenii care v-ați de față cu mine. Ați declarat minciuni cu privire la salat. Ați făcut o carte și ați trimis niște chiraci când am luat semnături și i-ați amenințat ca să-și caute spații locative. Domnul primar, nu sunteți cinstit. Ați mințit, nu aveți decât vorbe goale. Și a treia întrebare. Câți salariați ați pierdut și câți locuri de muncă ați creat, domnul primar? A cincea întrebare. Vă să o întreb? Mă dați răspunsul la ceva de tot. Mai aveți întrebări? Mai am. Spuneți. Când se face referent? Când se face referent? Încă o dată. Asta pune. Încă o dată. Dacă nu facem referendum, domnilor, noi suntem cei care l-am votat. O să vină iarăși compromisiuni. Noi l-am votat. Da. Și m-am înșelat. Noi l-am votat. Mă întreabă pe 2-3. Îmi stau exemplul în care i-a dat voie să-l întreb. Că de ce nu l-a lăsat repetent ca să scăpăm de... A falsificat tabelele cu semnături. El este soția lui, nu eu. Va veni și judecata. Vreau să conține copiii de care pot cu mine. Că n-au... Am dat de 3 ori declarații la poliție. M-ați dat în judecată la judecătorii. Am fost la Bacău. Ați întors iar și a semnat Hăinean Schmidt că nu sunt falsuri. Ne-ați dat în judecată. De ce nu vreți să faceți referendum? Trecem la oraș. Pentru că îți vreau să mă gândi. Din primărie, îți duc acasă la poduri. De aia nu pot. Și își pierd mașina din primărie, din domnule privat. Aveți mașina din bot, poate mult timp cu 20 de bune. Aveți 6.000 de angajați în primărie. Orice fiiște pe jur aveți 6.000 de voturi în primărie. Reveziți 76 de angajați de voturi în orașul ăsta. De-aia aveți ținut capacul pe vală. Vă duce noaptea pe întuneric la domnul ministru. Să vă spună cum să țineți acoperit la profesare. Domnul reprezintă 76 de alegători în Comănești. Și din 3.000 de cub de apă la Comănești, 4 reprezintă la București. Trebuie să la Bacău. Trebuie să la Bacău aceeași apă care trece mai aici. Și câte e la Mâinești? La Mâinești 80. Unde vezi tu metalul? Arată factura, domnule. Dați-mă cu factura aici. Dați-mă factura. Domnul. Dați-mă cum arată ca o mizerie al județului. Posibil să dai străza faltat de canalizare. Domnule, luați loc. Ați vorbit. Ce trebuie în spatele blocului? Mă trebuie 5 de cauri. A spus mai înainte, este un proiect. Atât pe minciunul și hoții vreți să vă menține. O gașcă de votanțe în primărie. Domnule, ai arătat cine te vrea primar. 76 de alegători. Vedeți din 5 de idei. Nu aveți nicio idee, nicio program economic în orașul ăsta. Că nu vă ajută mintea. Domnul Balojan. Deci, când erați la primărie, când mergeați la școală? Domnul Balojan. Domnul Paracadu, ai spus că toți dumneavoastră criticat. Cum ați obținut în centrul oratorului Rău? Domnul Balojan. Vom face contracte și construcții. Mare o slugă, arom, unii, ei. A scos de la Moinești, domnul Agălzării, cu partea dreaptă, cu partea stângă, dacă vrei să-l luați. Domnul, vă rog frumos. Hai să pleacă domnul Ugeaș. Lasă pe domnul Ugeaș. A fost? E o lucrare populăresc, compania de apă Bacău, cu aprobarea celor de la drumuri naționale, care au semnat procesul verbal de recepție. Vă arăt documentele pe care le-am depus la minister pentru acest lucru. Arată rău piața asta, da? Arată rău, foarte rău piața comparații cu acum 10 ani, da? Arată rău. Eu nu vreau ca să zic, nu
Păi de ce nu vedeți și lucrurile bune care s-au făcut în ultimii 10 ani? Avem un centru cultural, când vin artiști aici, rămân... Ați făcut parcare din poate, ați făcut lucruri bune. Frumoase. Păi haideți să le apreciem și pe asta. Varianta de alea până la Valei, trotuar nu mai este. Dar nu sunt, nu pot cheltui bani astăzi pe un drum național care a fost stricat de altcineva, pentru că acolo a trecut conducta de apă a municipiului Bacău, nu a municipiului Mâine. Ați trecut când o făcea școala alea acolo. Da, domnul director, aici, ce are? Ce s-a făcut cu el? Este al preservului, că au știut alții. Au știut alții dinainte. Dar hai să facem ceva. Facem. Asta fac în fiecare zi. Da, și o părinte cu la. Domnule, facem liniște ca să... Da, mai tare sau și eu. Cu ce? Domnul Paloșan, vă rog. Domnul. Alo. Mi-aș fi dorit ca această întâlnire, primul bună ziua, v-am zis, fac că s-o vă zic acum. Mi-aș fi dorit ca această întâlnire să aibă loc într-un cadru cât mai plăcut, cu discuții elevate, că toți am trecut într-o școală, mai mult sau mai puțin. Trebuie să lăsăm nervii acasă, că numai așa ne putem înțelege de noi. Parte din durerile dumneavoastră care le-ați exprimat, sigur, nu prea civilizat, le înțelegem și noi, consilieri locali. Dar noi, de fiecare dată, în fiecare nu, o dată sau de două ori venim, le punem în ecuație și luăm cea mai bună formulă. Rețineți ce vă spun. Da, să luați de două ori pe lună. Domnul profesor, contribuție. Nu v-am întrerupt, vă rog mult. Deci aș fi dorit să fie într-un cadru mult mai elevat și mult mai omenesc. Din păcate, aici au emanat vorbe care nu sunt demne de noi, moineștenii. Adevărul trebuie spus în față, domnule Balașanu. Da, dar într-un vot... Adevărul, tată, că ne minti 30 de ani... Adică să mai facem un rostor... De 30 de ani nimic. Fără un conducător, fără un alt... Și măcar ești conducătorul de la Bucur. Și atunci... De zile din orașul ăsta. Domnul meu, știți că vă stimesc pe toți și sunt convins că lucrurile se vor așeza. Eu zic să fiu următor. Deci parte din durerile dumneavoastră sunt și ale noastre și ale mele personal. În fiecare și nu mai fie bani. Așteptați, domnule, vă rog mult de tot. Deci, repet, durerea dumneavoastră este și a noastră consilierilor. Nu cred că există un consilier să vrea să nu funcționeze în Moinești anumite... Dar ești matat. Dar așteaptă omul bun. E om bun, crezi tu că așteaptă că trebuie să criticăm. Nu cred că sunteți profesor, așteptați un pic. Domnul Parașan. Dar aveți, domnule, răbdare. Când e referendum? Aveți, aici ajung, aici ajung la referendum. La referendum ajung, domnule. Așa. Asta este tema. Aș fi doi, bun. Dar vă rog, din momentul ăsta, T0, nu mai vorbiți de întrebați. Domnule primar, vă adresez o întrebare dumneavoastră. Sau celor care sunt în măsură. Admitem că facem un referendum, da? Ce costuri necesare? Costurile sunt cele egale. Sincer, deci. Sunt cele nu pe cele care le-a dat. Și a primit costul referendum pe Moinești. Ce costuri implică? Implică exact ca la un tur de scrutin la alegeri locale parlamentare, adică nu se poate. Domnul Ilie, vă spun că ieri a fost discuții și este legea pe care n-a promulgat-o președintele României ca să nu aibă loc niciun referendum odată cu alegerile europarlamentare, prezidențiale sau locale. Deci trebuie, dacă se realizează vreodată cine referendum, bugetul local, bugetul local. Bugetul local. E vorba ca cele 18 secții de votare din municipiul Moinești să fie dotate și formate din comisii, exact ca la alegerile ca la oricare tur de scrutin. Ceea ce înseamnă cheltuirea câtorva sute de mii de lei, miliarde de vechi. Hai să vă spun pașii următori ce se întâmplă, că asta întreabă domnul Parteni, asta cred că vreți să adresați și dumneavoastră ca și întrebare. Pe data de 20 februarie, acest proiect iese din transparență decizională, după care va fi supus aprobării Consiliului Local. Probabil la ședința din februarie, dacă se va încadra ca și termen. Dacă nu, la cea din martie. Urmând ca după hotărârea Consiliului Local să aibă sau să nu aibă loc acest referendum. Să nu mai fiți multe zice lucruri pe multe animoase. Nu e al Consiliului Local. Cetățenii au mandat în Consiliul Local. Nu e al Consiliului Local. Nu e al Consiliului Local. Mulțumesc, domnul Bezan.
Domnule primar, două întrebări scurte. O întreb pe doamna director economic. Reiterez întrebarea domnului consilier. Cât costă aproximativ acest referendum? Din valoarea, vă spun eu, din calculele cât... de lei, sunt câteva sute de mii de lei. Nu, doamna să ne spună concret, pentru că știe, da, doamna, fiecare alegere... Vă poate răspunde scris că nu-i dat sumă. Nu, astăzi, răspunde. Nu-i cer la leu, îi cer sumă totală, cu aproximație. Că-mi poate spune treaba asta, că au fost alegeri și acum 2 ani, au fost și acum 3 ani și acum 5 ani. Ia ei ia bani la primărie, să-mi spună. Dom'le, mă costă 7 milioane de lei. Da, da, toate structurile sunt din... Consiliul local. Până acum au fost organizate de prefectură. Bun, trecem peste asta. O altă întrebare, și vis-a-vis pentru mine este un serios semn de întrebare la adresa salariaților dumneavoastră. Mare atenție! În monitor oficial 1061 din 14-12-2018 și ce se fac? Atât pot vorbi. Păi, na. Deci în monitor oficial 1061 din 14-12-2018 Guvernul României prin hotărârea 977 din 13-12-2018 a alocat județului Bacău suma de, dacă nu tăceți, n-auziți, suma de 4.126 de lei. Raportată la unitățile administrative teritoriale care au primit, Moineștiu a primit suma de 520.000 lei. Dar Slănic, Moldova, și aici pentru mine constituie un serios semn de întrebare la adresa salariaților dumneavoastră, cum de Slănic, Moldova primește 1.478.000 lei și Moineștiu 520.000 lei? Zero. Nu. Dar nu uitați, Comănești de... Comănești 100... 100 față de 500 da. De zi, da? Este, dar comparativ între Moinești și Slănic Moldova, e un pic de distanță. Pentru hotărârile pe care dau eu, nu ci dă guvernul. Dar documentația o fac salariații dumneavoastră. Da, și am cerut mult mai mult. Și cer în continuare. Da, dacă nu au fost documente și revin la ideea. Da, în primăria Moinești toată lumea a făcut dreptul. Dar pe stângul când îl terminați, stimați tovarăși. Dacă veniți, mai luați la aici. Atât. Mulțumesc. Domnul, da. Haideți mai în față să vă vadă. Da. O să încheiem că e ședința consiliului. Mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să vorbesc la această adunare pentru a consulta. Stau lângă domnul profesor, mă bate cu cârjă. Mai bine stau în spate. Acum spun. Bucătarul Sandu, mă numesc. Vorbești mai tare, Sandu. Poteți? Mai tare, Sandu. Păi, poate cei din față o să zic urmă. Deci, ați reținut cum mă numesc? Dacă nu, mai repet o dată. Bucătarul Sandu mă numesc. Sunt în orașul Moinești din 74. Eu am avut o experiență, am avut ocazia să mă învârt printre elitele orașului, în ghilimele, și prin 83 s-a încercat ca orașul Moinești să devină municipiu. Știți care a fost răspunsul celor de la Bacău? Uniți-vă cu Comăneștiul. Să știți că, indiferent ce vom vota noi la referendum, Bacăul nu va renunța la 3 municipii. Să ne fie clar. Mergem la CEDO. Faptul că... Mergem, domnule. Mergem și schimbăm toți primari și toți. Deci, eu consider că aceasta este o adunare pentru dezbatere. Pe o anumită temă. De ce ajungem noi la apă? Pe referendum, nu-i pe apă. Nu-i pe apă. Referendumul este dacă să ne păstrăm rangul de municipiu sau să devenim oraș. Domnule, dacă unii... Eu vă spun o mică anecdotă. Fac o mică paranteză. Vă rog să mă scuzați. La Cluj a fost o conferință. Cineva, un preot, la un moment dat s-a ridicat în picioare și a zis că eu aduc slavă lui Dumnezeu că cel mai mare conducător al Ungariei a făcut gard. Eu și nu e bun, domnule. Cum poți să spui așa ceva? Domnule, a recunoscut pe unde e hotar. Deci dacă cineva ne-a îmbrăcat pe noi în Alain Delon, de ce vrem pufoaică? De ce să nu mulțumim celui care s-a luptat? Cum s-a luptat el?
mai cu aia, mai cu aia. Ce se întâmplă? Suntem pensionari. Cei care vrem să câștigăm 5 lei din impozit. Da? Câți ani câștigăm? 100 de ani? Eu cred că câștigăm 10 ani de zile. Bun, peste 30 de ani va avea loc un eveniment în orașul Moinești. În municipiul Moinești. Eu sper să fie tot municipiul. Bun. Dar n-am voie să sper. Dar n-am voie să sper. Dar n-am voie să sper. Domnilor, peste 30 de ani o să zică, vedeți pe cei care sunt angajați? În 2 ani de zile s-ar putea să nu mai fie ei. S-ar putea să fie copilul meu, s-ar putea să fie copilul dumitare, copilul dumitare. Vă convine să vină cu un salariu mai mic? Vă convine să vină cu un salariu mic? Haideți să punem în cântar ceea ce câștigăm și ceea ce pierdem. Haideți să punem în cântar faptul că o să avem jumătate din salariați. Haideți să punem în cântar că nu o să mai avem judecătorie. Haideți să punem în cântar faptul că nu o să mai avem judecătorie. Nu te domnule, și vorbești cu părerea. Nu avem un oraș modern, un oraș unde nu este adevărat.